Albert Einstein, una dintre cele mai sclipitoare minți ce a trăit vreodată pe pământ, a scris pe o hârtie formula fericirii și a oferit-o drept bacșiș unui poștaș japonez. În noiembrie 1922, Einstein călătorea din Europa în Japonia pentru o serie de prelegeri pentru care a fost plătit cu 2000 de lire sterline de către editorul și gazdele sale japoneze, potrivit biografiei lui Walter Jackson, Einstein, viața și universul său. În timpul călătoriei, Einstein, care pe atunci avea 43 de ani, a aflat că a primit cel mai mare premiu din domeniul său, Premiul Nobel pentru fizică. Prețul a însemnat celebrarea contribuțiilor sale în fizica teoretică. Vestea sosirii lui Einstein s-a răspândit rapid în Japonia, iar mii de oameni s-au adunat pentru a-l vedea pe laureatul premiului Nobel. Impresionat, dar și stânjenit de publicitate, Einstein a încercat să-și noteze gândurile și sentimentele din camera de la Hotelul Imperial din Tokyo, unde se afla cazat. În acest timp, poștașul venise la el pentru a-i aduce o livrare, moment în care probabil a refuzat să accepte bacșișul în conformitate cu practicile locale, fie Einstein nu avea mărunt la dispoziție. În schimb, Einstein a scris două bilețele scurte pe care le-a înmânat bărbatului. Secretul fericirii dezvăluit de Albert Einstein, o viață calmă și modestă, aduce mai multă fericire decât căutarea succesului combinată cu o neliniște constantă. Pe o a doua foaie a scris un alt mesaj: unde există voință, există și o cale. Publicația explică cum fericirea nu este definită de o bucurie singulară, ci implică de fapt o cantitate considerabilă de disconfort. Publicația susține că structura genetică, circumstanțele de viață, realizările, starea civilă, relațiile sociale și chiar vecinii pot influența cât de fericită se simte o persoană. În multe privințe, fericirea se află sub control personal, ceea ce este posibil să fi fost ceea ce Einstein a solicitat atunci când a sugerat că o viață calmă și modestă aduce mai multă fericire, relatează știrii pe surse.ro.